O să vă spun așa. A fost un sondaj mai amplu. Două întrebări o să vi le și arăt din acel sondaj. Ce părere aveți despre desființarea echipei de basket feminin municipal Târgoviște? Foarte bună 5%, bună 6%, că s-a desființat. Deci numai aproximativ 10% erau de acord. Iar 30% plus încă 27%, spre 60% apreciau că n-a fost bine că s-a desființat. După care, întrebarea următoare era: ce părere aveți despre reînființarea echipei de basket? Și iată graficele. Da? Foarte bună 25,2%, bună 34,6%. Deci iară, trece de 60%. În timp ce tot, doar 10% spun că n-ar fi oportun. Însă când ai o majoritate covârșitoare și dacă e să împărțim și categoria nu știu, nu răspund, după același calapod, o să se ajungă undeva la 85% pentru. Așadar, lotul complet de jucătoare al echipei Municipal Târgoviște este următorul. Cristina Ciocan, Florina Diaconu, Olena Samburska, Chrissy Givens, Alexandra Uiuiu, Viorela Rus, Andreea Huțanu, Anca Șipoș, Olena Jerjerunova și Betty Calanga. Antrenor principal: Florin Nini. Antrenor secund: Marius Dobă. Lotul de jucătoare de la CSM Târgoviște este format de o candidată din 10 sportive, urmând ca acestora să li se arăture încă o junioară. Din echipa ce a câștigat titlul național și Cupa României în 2010 au revenit la noua echipă Alexandra Uiuiu, americanca Chrissy Givens și ucrainianca Olena Samburska.